Astăzi, după cum vedeți, ne aflăm pe instalația de foraj Scarabeu 9, da? Care va opera de acum înainte în perimetrul Trident, perimetrul explorat de Lukoil și de Romgaz în coparticipare, cu ajutorul colegilor de la Grup Servicii Petroliere și de asemenea de la Saipem, care asigură parte de operare și toate celelalte servicii anexe. Este un mare succes din punctul meu de vedere, care sperăm din tot sufletul precede alte și alte realizări importante în ceea ce privește explorarea Marea Neagră. Resursa estimată este undeva, din câte am înțeles, peste 30 de miliarde de metri cubi. Estimarea vine după toate calculele, deci aici vorbim de seismică, de interpretarea datelor, de forare, de toate celelalte. Perimetrul 30, asta este a doua sondă, e numai că se face cercetare pe un nou lid. Vorba, perimetrul 30 s-a fost descoperire la prima campanie din 2014. Acum urmează al doilea, tot o sondă de explorare în același perimetru, blocul 30, și al doilea lid. Deci se cercetează al doilea lid. Dacă și ăsta dovedește rezervă, urmează faza 2 de explorare pentru sondele de conturare. În limbajul în engleză sunt sub appraisal well. Minimul 6 luni, maxim 12 luni. Se ia decizia pentru faza 2, faza următoare. Din informațiile și deciziile interne, urmează să facă assessmentul final. Avem o discuție cu operatorii, compania de management și compania de servicii. Cred că începerea va fi, nava pleacă astăzi spre poziționare în mare. În jur de 4-5 noiembrie începe forajul. Durata este 61 de zile fermă, urmând ca o perioadă de testare. Dacă rezultatele intră în strat și stratul se descurcă, este ceea ce caută, urmează perioada de testare, care aproximativ 30 de zile. Deci discutăm de 61 de zile până la 90 de zile program. Descoperirea inițială în acest perimetru a fost de gaze și cercetarea se face la gaze. Urme intermitente de țiței pot să existe, dar predominant ce se caută sunt gaze. Platforma era în Cipru, a venit din contract cu INI și a fost liberă de contract. Plus că mai avem un avantaj cu Saipem. Saipem are experiența de anul trecut când a intrat în Marea Neagră, a săpat o sondă pentru INI, compania mamă, în Rusia. Este făcută special pentru a intra și ieși din Marea Neagră. Primul care intră, ce cert este BCOG-ul. Astăzi intră Petromul cu gazele din Marea Neagră, următorul în 2021, martie, intră BCOG-ul. Aici poți vă da informație certă, concretă, că e contractul care derulăm noi. Și Lukoil-ul, estimarea mea, dacă se găsește ceva acum, există caz, best case-ul, accelerare 4 ani, worst case-ul 5 ani.